Bun găsit, Andreea! Bătaia a avut loc vinerea trecută la școala centrală din Câmpina. Pe imagini se poate observa cum cele două fete de 11 ani o lovesc puternic peste față pe o altă colegă într-o clasă a unității de învățământ. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare, unde s-au viralizat la scurtă vreme. Și polițiștii au intrat în posesia lor, așa că au demarat o anchetă. Oamenii legii vor trebui să stabilească exact cum s-au petrecut lucrurile, să identifice protagonistele filmulețului și ulterior să stabilească ce măsuri vor fi luate față de cele trei minore. O anchetă internă a fost demarată și în cadrul unității de învățământ, spune conducerea. Așa se face că se vor reuni comisiile de anchetă, inclusiv cea anti-bullying. Părinții au fost chemați și ei la școală, iar în funcție de parcursul verificărilor, nu este exclus ca vinovatele să aibă nota scăzută la purtare la sfârșitul anului școlar, a mai precizat directorul școlii de la Câmpina.